Un lăcaș sfânt cu o arhitectură rară în țara noastră se înalță într-un cartier din municipiul Bălți. Biserica care poartă numele Sfântului Proroc Ilie este construită din piatră naturală, după exemplu celor de pe muntele Athos și Ierusalim. Construcția este un adevărat complex monastic, în componența căruia intră o cantină socială, dar și camere de odihnă pentru cei care vor dori să rămână acolo peste noapte. Acum 16 ani, preotul Pavel Gorea a inițiat zidirea unei biserici într-un sector privat al municipiului Bălți. Visul meu a fost, fiind la locuri sfinte, la Ierusalim, în Grecia, văzând multe lucruri frumoase, multe lucruri care le putem face și noi creștinii. Visez și am visat ca să fac această biserică în cinstea a Sfântului Proroc Ilie. Așa cum procesul de construcție a lăcașului sfânt a derulat cu întârziere, iar banii adunați de la enoriaș erau insuficienți, un suport material esențial a venit din partea oamenilor de afacere. Vreau să-i mulțumesc titlul binefăcător sponsorului domnul Victor Bieța, care și prietenului care este cel mai aproape, Fabio Șancariuc, a văzut starea, a văzut ceea ce a ajunsuri și neajunsuri. Dumnealui este băștinaș tot din orașul Bălți, acum se află în Moscova. Я знал, что там вырыли какой-то котлован и хотят делать, и ничего не получалось, потому что никто не хотел никак участвовать, и это длилось около 10 лет. Посмотрел на это все, как сказать, страшное дело, да? Вот. Ну и сказал, хорошо, я подумаю, через неделю я вам скажу. Все, я, через неделю уже как бы там мы начали общаться, там вот так. Мы как друзья детства, я его пригласил в церковь, и с этого момента началось строительство церкви с его легкой руки. Он является главным спонсором, мы вместе занимаемся благотворительностью в городе. Благотворительность – это школа и для слепых, интернаты, дом ветеранов. Очень красивые подарки были сделаны. Inițial pentru enoriaș și-a deschis ușile biserica din subsolul lăcașului. Până acum, lucrările de construcție a nivelului 2 au fost efectuate în proporție de 80%. Mi-a rămas pictura, mi-a rămas să fac podeala caldă, iconostasul. Hristos va fi iconostasul în fața noastră, sus va fi icoana Maicii Domnului. Biserica nu va fi pictată, va fi tot așa din piatră și în afară. Sus va fi unde va fi horul și tot ce vedeți aici cu ochii, biserica așa va rămâne curată. În preajma bisericii va fi amenajată o cantină socială. Mai mult, pentru enoriaș vor fi puse la dispoziție camere pentru odihnă, iar în ograda bisericii se înalță monumentul Sfântului Proroc Ilie, asemănător cu cel de pe muntele Carmel din Israel, edificat la inițiativa ctitorului Victor Bieța. A eta bylo zdelano tak, kak eto delali 3000 let nazad, vruchnuyu. On своими там помощниками выбил вот этот вот памятник из скалы, вот, и сделал. Я, откровенно говоря, думал, что не получится, потому что, ну, сложно это, понимаете. Но он молодец, он большой-большой ему спасибо, его семье. Cei mai impresionați de complexul bisericesc sunt enoriașii. Biserica e tare frumoasă, așa cum știi, unica e pe Moldova. O biserică tare frumoasă și tare părinte bun. Eu simțesc o putere dumnezeiască, un lăcaș unde sufletul se lecuiește. Și nu numai sufletul, dar și trupul. Pentru că eu aici găsesc liniștea, eu aici găsesc tămăduirea bolilor. Este foarte frumoasă, mai ales când seara târziu se mai primește că vinem acasă, luminează foarte frumos și chiar se vede de departe, că uite, este un lăcaș sfânt și în acest raion. И мы построили, и мы видим эту церковь, которая стоит, и все люди радуются. Эта церковь построена не для нас с батюшкой или для него, для Виктора Владиславовича Бец. Эта церковь построена для людей, которые мы уйдем, эта церковь остается людям.